Bună tuturor! O zi minunată vă doresc astăzi, când și izvorul tămăduirii, așadar vă doresc sărbători fericite, o zi de sărbătoare fericită, multă, multă sănătate tuturor vouă și celor dragi vouă, numai binecuvântări divine, dorințe îndeplinite. Astăzi voi face o etalare pentru acest weekend cu oracolul Sibilei. Va fi etalarea pentru weekend, ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce vei avea în casă, ce vei avea în afara casei, ce surprize sunt, cine te iubește sau ce vei avea în dragoste. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, roșie, verde sau albă, gândindu-vă la dragoste, la persoana iubită sau la planurile, proiectele care le aveți pentru weekend, la dorințele voastre, sau lăsați-vă pur și simplu ghidați de intuiție și alegeți o variantă fără să vă gândiți la nimic și să vedem ce va dezvălui oracolul Sibilei pentru astăzi. La ce vă puteți voi aștepta? Care sunt energiile, reușitele, bucuriile acestei zile? Prima variantă este cu piatra roșie, a doua este cu piatra verde, a treia este cu piatra albă. Să vedem ce aduce acest weekend, da, această zi și zilele care urmează în acest weekend. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra roșie. Să vedem așadar ce dezvăluie oracolul, ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce vei avea în casă, în afara casei, ce vei avea în dragoste și care vor fi surprizele acestui sfârșit de săptămână. Se grăbește cineva. Să vedem cine. Oh, o noutate, o oportunitate de câștiguri sau de o nouă prietenie, de mai multă prietenie, de mai multă armonie. Apar astăzi, în acest weekend, așadar, posibilități, oportunități, daruri, cadouri, schimb de cuvinte frumoase, poate, cu persoane plăcute, persoane dragi vouă, sau faceți cunoștințe noi care vă încântă, care vă bucură sufletul. Haideți să vedem ce dezvăluie cărțile. Ceea ce știți, wow, ce frumos, știți deja, poate unii că aveți un eveniment, o căsătorie, că aveți niște beneficii, că sunteți îndrăgostiți, că sunteți într-o vacanță sau că proiectați o vacanță. Știți că ați avut niște cadouri, niște daruri, câștiguri, bani care v-au venit, o căsnicie reușită, fericită cu cineva, poate, care poate a avut și aventuri, poate să fie și o astfel de situație, dar în general văd așa că știți de niște reușite, știți că aveți niște beneficii, poate în munca voastră, în drumurile voastre, că ați făcut o cucerire sau că vă gândiți să faceți un drum undeva tocmai pentru o dragoste, pentru o căsătorie, pentru un loc de muncă, pentru niște câștiguri, niște beneficii care pot fi și emoționale, și materiale, și spirituale sau intelectuale. Știți că aveți poate o anumită siguranță materială, o anumită stabilitate, o anumită situație, o anumită bunăstare. Nu știți că vă vinvești, că veți avea o întâlnire plăcută, o reuniune, că vă primiți niște scrisori, niște e-mail-uri, că poate sunt chiar oficiale, acte oficiale, daruri, că aveți o reuniune, poate la nivel de servici, de profesie, că aveți un interviu, că vă pot veni vești bune, că sunteți acceptați la un loc de muncă sau că sunteți promovați, puteți fi răsplătiți. Cuvântul vostru poate avea o importanță, poate că sunteți mai populari, sunteți mai bine văzuți, studiați aici, păreți că veți avea de-a face și cu o persoană care studiază sau care are studii superioare sau sunteți chiar voi o persoană studioasă, o persoană care vreți să evoluați sau aveți deja anumite studii care vă pot aduce recompense. Știți, nu știți, ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că vă așteaptă miracole, că vă așteaptă reușite foarte frumoase. Vă vin niște vești extraordinare sau vă caută cineva sau vă îndrăgostiți, aveți niște evenimente, afaceri, propuneri, oportunități. Deci așteptați-vă în acest weekend la foarte, foarte multe lucruri frumoase, foarte multe beneficii, surprize plăcute, vești plăcute, lucruri care se întâmplă pe neașteptate.
uite, văd că și mai multă răbdare și înțelepciune. O femeie mai în vârstă poate se gândește la voi, vă așteaptă, vă face vreo propunere interesantă, apar vizite, așadar, sau gânduri de a face vizite în casă. Și în casă apar lucruri frumoase, să știți, câștiguri, daruri, cadouri, persoane care vă caută. Dar, totuși, atenție la o persoană, poate să fie chiar un vecin, o persoană sau cineva care vă repară ceva prin casă, pentru casă, sau e cineva, o persoană care mai umilă, poate să fie o persoană care se pricepe la reparații, la făcut lucrurile, treburile casnice, să zic așa, masculin, pare aici o persoană, un bărbat, dar care poate fi mai invidios, mai răutăcios, mai parșiv, atenție totuși. Dar în rest pare că lucrurile sunt foarte, foarte frumoase, cu foarte multe de beneficii, prietenii, cadouri, sfaturi, dar veți avea niște satisfacții, niște chiar dacă poate cu o anumită persoană nu vă înțelegeți bine, aveți alte răsplată, aveți alte persoane care vă apreciază, care poate vă invită într-o vizită sau care vă vină în vizită, în orice caz vă dă aici într-o prietenie sau voi sunteți o persoană foarte generoasă, prietenoasă și aveți totuși satisfacții. Cu toate că cineva poate nu este tocmai pentru voi, nu e tocmai e un pic ostil. În afara casei și în afara casei. Deci astăzi, în acest weekend, pentru prima variantă, varianta miare roșii, pietrei roșii, este un weekend foarte, foarte reușit. Cu mult noroc, puteți avea un noroc neașteptat, o protecție la nivel de societate, la nivel de instituții sau la nivel de o persoană cu putere, cu bani, cu afaceri, da? Apar oportunități de câștiguri, dar poate vi se cere și prudență sau să fiți voi mai înțelepți, să zic așa. Să puteți fi chiar voi această persoană în afara casei care puteți avea noroc pentru că sunteți înțelepți sau veți avea de-a face cu o persoană care poate nu este, e puțin mai șireată, dar vă poate aduce noroc, vă poate aduce protecție, vă poate aduce stabilitate. Da? Deci este și în afara casei puteți avea reușită. Cine vă iubește? E, aici poate apărea ceva necunoscut, ceva pe neașteptate, ceva nescris, necunoscut, să zic. Poate depinde de o veste, poate depinde de voi sau puteți afla de o persoană care are o problemă de sănătate. Atenție, pe o ceartă cu cine vă iubește. Că am văzut și aici în casă, dacă poate pentru unii să fie vorba chiar persoana iubită să devină dușman din cauza faptului că aveți voi succes, faptului că aveți voi bani, că aveți voi un cuvânt de spus, că sunteți bine văzuți, poate cineva totuși va avea o problemă, un scandal. Aflați poate de vreo ceva, poate să fie și la nivel de societate. Da, deci persoana iubită poate să vă spună că nu știu ce s-a întâmplat pe unde este, da, se întâmplă ceva, poate apărea o pagubă sau apare un ghinion, apare ceva așa care vă poate supăra pe neașteptat, o pierdere, o pagubă, ceva, totuși din partea cui vă iubește sau în dragoste, nu aveți voi prea mult noroc, poate să fie și o astfel de situație. Pe surpriză la voi aici apare, să știți că bani, câștiguri veți avea, dar atenție, trebuie să fiți prudenți, că puteți să vă stresați, să vă enervați, poate și din cauza unor bărbați. Aici văd niște persoane masculine, geloase, invidioase, care vor să vă facă, poate să vă amenințe, să vă streseze, au niște secrete. Pot fi persoane care lucrează pe ascuns, fac lucruri ascunse din cauza. Sunt persoane oricum care au așa niște energii puțin cam ostile sau la nivel de societate pot apărea surprize de vreo amenințare, de vreun pericol, de vreo stres, de vreo protest, de ceva, o enervare. Dar văd că totuși bani, consolare veți avea. Deci veți primi un sprijin sau vă vine un ajutor. Poate prin instituțiile statului, împotriva unui bărbat care este mai agresiv, poate să fie și o astfel de situație. Deci, în general, văd pentru voi un weekend excelent, cu foarte multă energie pozitivă. Acum depinde și de voi să fiți poate prudenți la anumite persoane cu care mai interacționați, care pot fi tocmai ortodoxe, să zicem așa, cu sufletul curat sau cu mintea întreagă pentru anumite situații. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra verde. Să vedem cum va fi acest weekend pentru voi, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste, surprizele voastre care sunt pentru acest weekend. Să vedem.
Speranțe, vă vin speranțe, păstrați-vă speranța. Pentru unii puteți să faceți o cucerire, un artist, sau sunteți voi mai creativi, mai inspirați, mai artiști. În drumurile voastre puteți să fiți inspirați sau veți avea o nouă relație de dragoste, o aventură, poate. Unii dintre voi veți cunoaște în acest weekend pe cineva cu care puteți avea o aventură, care poate duce undeva, să vedem unde, sau poate nu duce nicăieri. În orice caz, pare o persoană, un artist, poate o persoană bună, o persoană visătoare, romantică, o persoană care poate vă invită undeva la o plimbare. Știți, voi știți poate că aveți niște rivalități, că ați suferit o pierdere sau ați trecut printr-un doliu sau ați avut o pagubă pentru care voi încă mai regretați. Poate să fie și din cauza mândriei, orgolilor, poate că aveți rivali, persoane care încearcă să vă elimine, să vă scoată din joc sau persoane care încearcă să vă supere pur și simplu pentru că sunt mai superficiale, mai ambițioase, într-un sens mai ostil, mai negativ. Știți aceste lucruri sau știți că aveți niște rivali pentru ceea ce vă doriți voi și poate știți că nu mai aveți atâta putere ca înainte, atâta, să zic așa, farme care le aveați înainte, tinerețe, etc. Știți, nu știți, nu știți că veți avea noutăți reușite, dar trebuie să vă zbateți pentru că se pare că, într-adevăr, aveți invidie aici, aveți gelozie, aveți parte din niște energii feminine puțin cam ostile, agresive sau invidioase, geloase, dar și perfide. Așadar, atenție că poate apărea pe neașteptate o nouă problemă pentru voi, o supărare, o neplăcere, dar poate apărea și o noutate de ceva nou care să vă compenseze. Acest weekend poate fi pentru voi cu una caldă, una rece. Apar și vești care poate nu vă fac plăcere. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că deci voi aveți femei dușmance, voi aveți reușit, aveți succes, sunteți o persoană care poate sunteți populară sau sunteți o persoană care, pentru care alte persoane au respect, cuvântul vostru poate fi important într-un anumit anturaj sau veți avea parte de o reuniune, de o întâlnire, de un interviu la care faceți o cucerire, la care vi se dă, să zicem așa, un rezultat pozitiv, dar aveți o dușmancă pentru aceste lucruri, puteți stârni. Deci ar trebui să știți că totuși o dușmancă vă urmărește. Dragostea, afacerile, munca, da, interesele. Poate să fie și o persoană care e îndrăgostită tocmai de aceeași persoană de care sunteți și voi sau pentru că e îndrăgostită, are impresii. Poate să fie și o astfel de situație că vă uitați la partenerul ei, depinde de la caz la caz, în orice caz trebuie să fiți atente cu aceste energii feminine ostile, că sunt parșive, nu numai că sunt ostile, dar sunt și parșive, adică întorc lucrurile așa, în așa natură încât să intrați voi într-o capcană, să intrați într-o lumină nefavorabilă, să vi se facă o imagine proastă, etc., etc. Deci poate că vă vorbesc de rău ca să aveți o imagine proastă, deci spun neadevăruri despre voi, etc., etc. Știți, nu știți, ar trebui să știți. Ce veți avea în casă? Mare reușită în casă. În casă păreți totuși iubită, aveți o prietenă bună, aveți poate un copil sau poate că aveți un copii care să vă iubesc, sunteți o persoană prietenoasă, o persoană care o aveți multe de oferit sau aveți multe prietene bune totuși care vă vin în casă. Poate și cine aflați și de nașterea unui copil pentru unele dintre voi sau sunteți chiar voi veți face o nouă prietenie cu cineva, vă poate veni în vizită cineva sau vă trimite daruri, vă trimite niște vești. Gândiți-vă mai mult la voi în acest weekend, poate vă veți ocupa mai mult de sănătate, de frumusețe, vă veți face niște plăceri ale voastre, da? Vă veți întâlni cu niște prietene, veți comunica cu niște prietene, fie pe Skype, fie direct, în întâlniri directe, în afara casei. Și în afara casei voi sunteți parcă un pic neliniștite, poate sau preocupați de niște drumuri, de niște vești, aveți niște planuri, vreți, nu știți ce să faceți, dacă să plecați, să nu plecați, dacă puteți pleca, dacă reușiți să rezolvați niște probleme, poate cu acte sau cu de afaceri. Păstrați-vă optimismul pentru că să știți că puteți avea succes în acest weekend. Deci speranțele voastre se pot realiza. Puteți obține
ceea ce vă doriți, puteți avea chiar o idee genială care să vă aducă mult succes și în afara casei sau să cunoașteți persoane de succes, persoane cu putere, cu bani, care poate nu au încredere prea multă ca și voi sau voi sunteți mai prudenți. Trebuie să fiți, să căutați soluții pentru a vă evita să fiți, să vă stresați, să vă enervați sau să aveți de-a face cu persoane care nu sunt tocmai sincere. Cine vă iubește sau ce aveți în dragoste? Și în dragoste pare că voi puteți face o cucerire, o nouă dragoste, puteți avea succes în dragoste, mai multă intimitate în casă, dar și voi păreți urmăriți de cineva, un domestic, deci o persoană care poate e mai simplă, mai umilă sau o persoană care se pricepe să facă reparații prin casă, pe lângă casă și pare mai ostilă această persoană, pare dușmănoasă, o persoană brunetă, o persoană care pare mai dușmănoasă, care pare mai unsuroasă, care pare mai perfidă, deci cu alte cuvinte, atenție că cineva poate vrea să vă strice, dacă chemați pe cineva să vă repare, atenție, poate că vă dușmănește, vă invidiază și în loc să vă repare, vă strică ca să mai chemați a doua oară, să aveți mai multă pagubă sau, pur și simplu, vrea să vă îndrăgostiți de această persoană și dacă nu-i dați atenție, vă devine dușman. Poate să fie și un bărbat care îi place de voi, vrea cu voi o relație și pentru că nu-i dați atenție, vă poate vrea să vă facă așa o neplăcere. Dar, în general, văd că și sunteți iubiți și chiar puteți stârni dragostea din nou în cineva sau voi vă veți îndrăgosti, primiți daruri, cadouri, beneficii sau chiar vă iubesc persoane din familie, deci ca în casa voastră, colectivul vostru de muncă, în persoanele cu care voi aveți de-a face, sunt multe persoane care țin la voi. Pe surpriză, și voi pe surpriză veți avea foarte multe reușite, foarte multe protecție, câștiguri, consolare, recunoașterea meritelor, poate chiar o cerere în căsătorie. Dar vi se cere poate prudență, să nu faceți acțiuni riscante, poate pe cheltuieli, poate pe conversații, poate pe socializare, sau în drumurile voastre, da? Deci încercați să nu fiți, că apar lucruri pe neașteptate, apar și noutăți. Oportunități pe neașteptate, idei pe neașteptate, câștiguri pe neașteptate, dar aici trebuie să fiți oarecum prudenți că există așa, cum se spune, puteți avea de-a face cu persoane care sunt mai superficiale și atunci puteți avea neplăceri pentru că le judecă lucrurile greșite, le fac în mod greșit, le înțeleg în mod greșit. Depinde de la caz la caz, dar în general văd că sunteți protejați. Puteți avea de-a face cu o persoană generoasă care vă poate aduce o bogăție, o consolare sau vă poate sprijini, vă poate da un sfat, vă poate proteja într-o situație. Deci este într-adevăr un weekend foarte, foarte reușit, dar la voi, mai ales ca femei, aici, ca femei sau poate ca și bărbați, depinde de la caz la caz, văd totuși că sunt în afara casei, poate, într-un fel, niște energii feminine ostile, ostile, mai parșive. Dar și un bărbat pare că are la fel, care poate să vă aducă o neplăcere. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra albă, să vedem ce va fi, cum va fi acest weekend pentru dragoste, pentru planurile voastre, pentru servici, pentru aceste zile de weekend, cum vor fi aceste zile, noutățile care apar, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste și care vor fi surprizele voastre în acest weekend. Wow! Și la voi, să știți, deci poate că se întâmplă ceva la nivel de societate, ceva neprevăzut, ceva necunoscut, ceva care nu se știe de unde e, cine e, de unde vine, ce se întâmplă. Așadar, încercați să fiți prudenți, pentru că poate apărea neprevăzutul care vă poate da peste cap niște planuri, care vă poate aduce un dezastru, o pagubă, o nemulțumire, o ceva. Da, deci poate pe sănătate, poate pe societate se poate întâmpla. Știți, și voi știți de o reuniune, de un succes, de o vizită, de niște drumuri, de niște reușite, niște sfaturi poate înțelepte, de o femeie mai în vârstă care poate vă așteaptă undeva sau ați discutat cu ea, cu care aveți niște beneficii, aveți niște reușite, aveți un respect, știți de aceste lucruri. Nu știți, poate că această femeie este o persoană care vine de la drum, face drumuri, nu știți,
Nu știți ce, știți ce nu știți? Nu știți că veți avea niște câștiguri, niște reușite, dar poate că mai puțin prieteni, poate că rămâneți mai singuri sau veți sta acasă sau voi aveți niște beneficii, niște câștiguri acasă. Puteți avea și o pierdere, o pagubă, așadar, totuși, atenție, poate să vină, cum să zic, aveți și câștiguri, aveți și pierdere, poate apărea și o nemulțumire, o singurătate, o tristețe, ceva, sau atenție pe sarcină, atenție pe sănătate, știți, nu știți. Deci aveți foarte mari câștiguri și voi. Și la a treia variantă, pare că va fi un weekend cu multe, multe câștiguri reușite, beneficii, prietenii, da, întâlniri poate cu familia. Aici poate unii dintre voi știți că deja aveți poate invitație să vă duceți undeva la un eveniment, da, undeva să vă reuniți cu familia sau vă duceți într-o vacanță cu mai multe persoane, faceți niște vizite, etc. Deci par așa un weekend plin. În afara, știți, nu știți ce ar trebui să știți, ar trebui să știți că și voi aveți o dușmancă care poate apărea pe neașteptate sau că veți avea niște, un succes, o reușită, o schimbare în bine, dar trebuie să fiți atenți cu o femeie că este mai parșivă sau orică voi veți cunoaște o persoană care e căsătorită, faceți o prietenie nouă, dar cu această persoană trebuie să fiți mai atenți că este o persoană perfidă, geloasă, o rivală poate să vă devină, orică veți fi invidiate, gelozite pentru niște noutăți, pentru un succes, pentru că sunteți o persoană care aveți un anumit succes în societate sau aveți o schimbare în bine, depinde de la caz la caz, în casă. În casă, aici trebuie să fiți prudenți, într-adevăr, că aveți dușmance, da, deci femei. Până aici, da? Deci puteți a primi o veste proastă din cauza unor bârfe, din cauza unor discuții. Deci trebuie să căutați o soluție să depășiți această stare de tristețe sau să nu vă certați cu o anumită dușmancă, că poate vă provoacă cineva. Veți găsi o soluție, poate. Veți afla, veți găsi o rezolvare. În afara casei și aici pare că vă veți întâlni cu cineva, veți avea niște o dragoste, un cadouri, daruri, beneficii, niște câștiguri, dar poate că aveți de-a face cu o persoană geloasă sau cineva este gelos pe voi pentru că aveți succes în dragoste, că aveți succes în afaceri, că aveți servicii. Deci aveți un bărbat aici gelos. Văd că aveți și femei geloase, deci cunoștințe, poate să fie dintre cunoștințele voastre sau chiar din casă, din familie sau din jurul vostru, din preajma casei și în afara casei pare un bărbat aici. Orică vă întâlniți voi cu un bărbat cu care ați avut niște pagube, niște pierderi și vă împăcați, vă face cadouri, dar e foarte gelos acest bărbat, foarte posesiv, orică e altcineva care chiar este gelos și care vă poate aduce amenințări. Poate fi un fost iubit, spre exemplu, pentru că încă mai ține la voi sau pentru că nu vrea să mai aveți pe cineva din ambiție. Poate că aici au și o chestiune legată de orgolii și ambiție. Cine vă iubește, primiți vești, poate fi de la drum, poate fi o persoană foarte mândră, am zis aici, poate că e chiar vorba, e cineva care vine de la drum, vă întâlniți în afara casei sau plecați voi. O persoană mândră, poate foarte plină de sine, o persoană cu bani, cu putere sau care poate are probleme de sănătate sau are niște probleme. Da? Deci puteți afla niște vești. Vești de la persoana iubită, orică vine, orică trebuie să vă întâlniți, orică face niște drumuri, vă spune de... Sunteți iubiți și de o persoană cu funcție, care poate este geloasă, invidioasă sau cum ostilă când nu-i dați atenție. Și poate vă iubește și cineva care face drumuri, poate sau e una și aceeași persoană care trece prin aceste situații. Deci păreți iubită ca femeie, mai ales de persoane masculine. Pe surpriză, în schimb, într-adevăr, atenție, că aici poate fi o hoție, o pagubă, o pierdere, o neliniște, poate din cauza, deci atenție când plecați poate de acasă, că cineva vă poate lua ceva, vă poate face o pagubă sau atenție în drumurile voastre. Puteți afla și de o ceartă, de un scandal sau puteți afla, avea de-a face cu o persoană dezechilibrată, care vă amenință, că am zis aici în afara casei, că aveți pe cineva care pare vă, e gelos, invidios, care vă amenință pentru o întâlnire de dragoste sau pentru câștiguri. Deci voi poate că aveți deja o neliniște, bazați-vă poate și pe sentimentele voastre, dar fiți mai optimiste și mai prevăzătoare și atente totuși pe persoane dezechilibrate. Puteți afla poate și de un deces. Orică la nivel de societate se întâmplă ceva, și atunci este, dar pare și o dușmănie, pare și o pe neașteptate care apare pe surpriză. Deci, într-adevăr, aici voi aveți foarte multe energie frumoase și voi în acest weekend, dar văd că aveți totuși un dezechilibru care a ieșit și din tăiere, ceva care apare pe neașteptate, ceva încă nescris, să zic așa, neprevăzut. Divinitatea parcă nici nu e prezentă, cum se spune, că apare așa din senin.
Da, și trebuie să fiți mai prevăzător că e un dezechilibru, da, care poate aduce chiar un deces, o ruptură, o pierdere, o pagubă, o schimbare neprevăzută. Cam asta e ce pot să spun. Și pentru a treia variantă, așadar, la această etalare, pentru acest weekend, care pare minunat, pare cu multe energie pozitive, cu multă oportunitate, cu multă socializare, cu multe sentimente împărtășite, prietenii, beneficii, oportunități, dar, pe dușmănii, într-adevăr, aici ce să facem? Trebuie să ne păzim, să zic așa, fiecare în parte de ostilitățile altora, de parșivenia altora, din păcate, să ne rugăm pentru ei, pentru sufletul lor, pentru mintea lor să se lumineze și sufletul lor să se îmbuneze și să se schimbe, ca altceva ce putem să facem decât să evităm pe cât putem energiile lor. Acestea fiind spuse, eu sper că aceste predicții în trei variante pentru acest weekend v-a fost pe plac, vă este pe plac, v-ați regăsi, vă veți regăsi în acest weekend, puteți să folosiți aceste informații pentru a vă îndeplini dorințele, așadar, acum că știți care sunt energiile, le puteți evita sau le puteți folosi aceste energii ale acestui weekend în avantajul vostru. Eu vă mulțumesc că ați fost prezent să vizionați și astăzi predicțiile care le fac, videourile care le public pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă mulțumesc pentru feedback-uri, pentru like-uri, vă mulțumesc tuturor celor înscriși, vă mulțumesc și celor care nu sunteți înscriși, dar vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă invit și pe voi să vă înscrieți dacă vă plac aceste etalări, predicții care le vizionați la canalul meu. Să lăsați și voi feedback-urile voastre, mesajele voastre și like-urile voastre, bineînțeles. Îmi face mare plăcere să văd că îmi lăsați like-uri și vă pun și eu cât o inimioară și cât un like la comentariile voastre. Vă mulțumesc în mod special tuturor celor care sunteți înscriși de foarte, foarte mult timp și îmi lăsați mesaje și mă bucur că vă ajută predicțiile care le vizionați, că vă sunt utile informațiile care eu vi le dăruiesc prin intermediul cărților Theta Rot, Oracol sau alte metode divinatorii pe care le folosesc și prin intermediul intuiției mele. Și vă doresc în continuare o zi plăcută, multă, multă sănătate, fiind și izvorul tămăduirii. Vă doresc să vă însănătoșiți viața pe toate planurile și să aveți un weekend minunat, plin de binecuvântări divine alături de cei dragi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!